Gabriel Zeta, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Zeta! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc pentru prezența. Așadar, domnule Zeta, cum arată această propunere de a avea un candidat comun la alegerile prezidențiale? Vedem că liberalii, de exemplu, și-ar dori ca acest candidat posibil comun să fie Nicolae Ciucă. Da, văd și eu în ultimele zile o ofensivă a colegilor din Partidul Național Liberal, a colegilor de coaliție vorbesc, în ceea ce privește diferite discuții, strategii, în ceea ce privește alegerile din acest an. Sigur că sunt importante, sigur că democrația e delicată și ea trebuie gestionată, problemele legate de alegeri cu foarte multă atenție, dar eu le aduc aminte de Partidul Național Liberal că și PSD și Partidul Național Liberal vor fi judecați de către români după performanța la guvernare și nu după strategiile acestea în spate ușilor închise pe care vor să le facă unii sau alții. Suntem partide aflate la guvernare și orice modificare a legilor electorale, a calendarului electoral, trebuie făcută cu o susținere foarte largă în Parlamentul României pentru a nu ajunge situația în care partidele de la putere modifică legislația electorală pentru a-și crea un avantaj. Asta este un lucru extrem de periculos, iar Partidul Social Democrat nu va susține o astfel de modificare care să fie în beneficiu exclusiv a unui partid aflat la putere. Dacă există un consens mult mai larg în Parlamentul României din partea mai multor partide politice care să-și dorească comasări de alegeri, atunci putem să stăm să discutăm, adică nu excludem din start opțiunea aceasta. E nevoie, evident, și de... Pentru că ați adus în discuție, deci comasarea, în opinia dumneavoastră, alegerilor, iese din calcul? Nu neapărat. Există și avantaje. Comasarea alegerilor înseamnă, evident, o anumită reducere a cheltuielilor. Și nu e de neglijat, având în vedere, totuși, crizele financiare care există în întreaga Europa, în întreaga lume liberă, până la urmă. Este o discuție, dar nu făcută doar în această discuție între PSD și PNL. Trebuie la această discuție să acheseze și alte partide politice. Asta este ceea ce spune Partidul Social Democrat și cred că este corect. Adică, un principiu normal. Un partid aflat la putere nu poate să modifice de unul singur legislația electorală pentru a-și crea un avantaj. În opinia dumneavoastră, așadar, este exclusă această susținere a unui candidat comun pentru alegerile prezidențiale? În acest moment eu spun că da, în fiecare partid sau cel puțin în Partidul Social Democrat noi am vorbit în felul următor. Ne concentrăm, da, sigur, pe alegerile ori parlamentare, care sunt primele alegeri, iar apoi putem să discutăm despre eventuale alegeri, vedem scorul pe care îl avem fiecare în sondaje, la vot, pentru că în sondaje vorbim de o poză de moment. Dar încă o dată PSD le atrage atenția colegilor de la PNL că performanța la guvernare va fi cea care va conta la vot. Atunci când vorbim despre PSD și PNL, partidele din opoziție au posibilitatea de a vorbi doar, de a spune anumite lucruri. Noi trebuie să și demonstrăm, iar pentru asta, hai să ne concentrăm pe asta în primul rând. Să guvernăm bine, să reușim să implementăm reformele pe care le-am propus și prin PNRR, dar și la guvernare de către Marcel Ciolacu. Să susținem aceste reforme, să mergem în fața oamenilor cu lecțiile învățate și cu rezultate. Domnule Zeta, puneți accent pe această performanță la guvernare, însă care este până la urmă rezultatul? Care e performanța la guvernare? În contextul în care, referitor la reformele pe care le aduceați dumneavoastră în discuție, ne uităm că dacă acea mare reformă referitoare la restrângerea numărului de bugetari a fost amânată cu câteva luni chiar de premierul Marcel Ciolacu, în contextul în care vedem așadar că presiunea se pune mai mult pe mediul privat, nu este nicio presiune pe aparatul bugetar, nu se fac reduceri, cel puțin nu deocamdată, și vedem că specialiștii spun că e posibil să nici nu aibă loc această reformă a aparatului bugetar anul acesta fiind unul electoral.
Nu, nici nu se pune problema. Este absolut nevoie de această reformă a aparatului bugetar. Reforma nu a fost amânată, ea a fost doar prelungit termenul până la care toate instituțiile trebuie să se încadreze până la finalul anului trecut. Evident că timpul era prea scurt și nu toate instituțiile ar fi putut să o facă, dar de la începutul anului, eu știu, primul ministru a avut întâlniri cu aproape toate ministerele, discută cu fiecare despre noile organigrame, despre reducerea personalului, acela care s-a tot vorbit că poate unul parte dintre ei este angajat pe criterii politice, vorbim despre consilierii miniștrilor, consilierii directorilor din toate instituțiile statului. Se întâmplă deja aceste lucruri, o să vedeți în perioada următoare ministere, unul după celălalt care vor veni cu hotărâri de guvern pentru a-și aproba noile organigrame. În același timp, autoritățile locale deja au această reducere de 10% a personalului angajat. Va continua într-un mod extrem de concret munca pentru combaterea evaziunii fiscale. În primul rând, acolo este un gol mare de încasări pe care statul îl avea și în ceea ce privește impozitele, dar și în ceea ce privește gradul de colectare a taxei pe valoare adăugată. Toate aceste lucruri vor duce la un buget mai mare, la încasări mai mari, luând bani nu din mediul privat, ci de la cei care până acum nu și-au plătit obligațiile în mod normal, în mod corect. Nu vorbim în România că există o fiscalizare mult prea mare și există un grad de necolectare foarte mare. Sunt foarte multe companii de stat, domnule Zeta, care nu și-au plătit aceste dări și vedem că nu se iau măsuri împotriva acestora și v-aș întreba dacă în privința performanței la guvernare vedem și această viteză cu care se împrumută statul român pentru care plătesc românii, pentru că avem o datorie publică mai mare de 50%. Este la limită și această datorie a fost menținută la aproape 50% din PIB din momentul în care Partidul Social Democrat a intrat la guvernare. Creșterea datoriei raportată la PIB de la 35% la 50% a fost făcută înainte ca Partidul Social Democrat să ajungă la guvernare, tipul guvernărilor de dreapta. Ei acum reușim să o menținem. Nu de altfel și agențiile de rating internaționale au menținut ratingul României, ba chiar au îmbunătățit în anumite perioade, tocmai pentru că au văzut determinarea cu care statul român, condus acum de către primul ministru PSD, Marcel Ciolacu, ia măsuri în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale, creșterea încasărilor și apoi reducerea cheltuielilor bugetare. Sunt lucruri concrete care se întâmplă, vedem legislație nouă, curajoasă, pe care guvernul și-a asumat-o în acest an electoral, tocmai pentru a nu ajunge în situația în care, într-adevăr, împovorezi cu fiscalitate mediul privat. Dacă vorbim despre creștere de taxe în acest an, s-au făcut doar pentru două categorii. Pentru micro-întreprinderi, adică cei de foarte jos, care aveau destul de multe facilități în ceea ce privește fiscalitatea, și companiile care au cifre de afaceri peste 50 de milioane de euro. Restul companiilor nu au fiscalitate mărită. Într-adevăr, sunt reguli mult mai clare în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale. Iar aici toată lumea trebuie să înțeleagă. Nu e fiscalitate mare în România, dar legea pe care e în vigoare trebuie respectată de către toată lumea. Pentru că altfel ne trezim cu două firme care sunt concurente pe piață. Una își plătește taxe la statul român, cealaltă nu își plătește taxe, iar asta înseamnă deja concurență neloială față de cel care e corect cu încasările la statul român.